Poiana Brașov s-au desfășurat campionatele naționale de sărituri speciale ski. Campionatul a fost câștigat de Aurel Munteanu Brașov, care a sărit 37 de metri și 50 de centimetri în lungime. Patriei noastre au îmbrăcat iarna aceasta o haină de omăt mai bogată ca oricând. Și ca întotdeauna, atunci când plaiurile se acoperă cu zăpadă, apar în munți schiorii. Îi vezi în preajma cabanelor din Poiana Stalin sau urcând cu telefericul spre înălțim. Tineretul nostru iubește sportul cu schiurile pentru că el se practică în mijlocul încântătoarei naturi de iarnă. Pe pârtile din jurul Poienii Stalin pot fi văzuți antrenându-se cei mai buni schiori ai țării noastre, componenții lotului republican. Pregătirea minuțioasă, sub supravegherea celor mai buni antrenori, este garanția cea mai sigură a creșterii maestriei sportive. Acestui tineret îi sunt asigurate condiții optime pentru practicarea schiului. În competițiile care au loc cu regularitate pe pârtiile postăvarului, fiecare schior își poate verifica gradul de pregătire. Acum, ultimul cuvânt îl au cronometrele. Fiecare concurent se străduiește să coboare cât mai repede, să câștige secunde, zecimi de secundă. Pe unele porțiuni, panta foarte înclinată determină obținerea unei viteze amețitoare. Când doar în trecut pantele repeze ale munților noștri au văzut avântându-se atâția oameni tineri, robuști, iubitori de viață. Ei sunt stăpânii frumuseților patriei noastre. Schiul este un sport care dezvoltă armonios calitățile fizice și morale ale celor ce-l practică. Dar nu numai schiorii fruntași se bucură de posibilitatea de a practica acest sport. La Cabana Peștera din Buceci, studenții Institutului de Petrol și Gaze din București participă la o tabără de instruire. Ziua bună de dimineață se cunoaște. Instructorul dă semnalul plecării spre pârtie. Datorită sprijinului pe care statul îl acordă culturii fizice, numărul celor care învață să schieze sporește necontenit. Grupa avansaților studiază execuția Cristianei. În același timp, începătorii învață să coboare în plug. Se pare că nu-i greu să execuți această figură, dar când luniști pe o pantă mai înclinată,
Abia atunci îți dai seama că trebuie să stăpânești și alte elemente tehnice pentru a coborî fără pericole. Primul eșec nu descurajează pe ucenicii schiori. Ei primesc cu veselie botezul pârtiei. A venit vremea prânzului. Dimineața a trecut pe nesimțite, veselă și bogată în învățăminte pentru noi prietenei schiului. Patinaj artistic. Demonstrația celor mai buni patinatori din țară. Marieta Weinrich, de la Știința Cluj. Roman Turușanco, de la metalul Steagul Roșu, orașul Stalin. Ecaterina Pustai, de la Progresul Cluj. Trude Conert și Barbu Herescu, din orașul Stalin. Alfred Fieraru și Irca Minculescu, din București. O demonstrație de patinaj comic execută Teo Cristian și partenera sa. Thank you.
Tallinn a avut loc închiderea Spartachiadei de iarnă la schi, la care au luat parte tineri din toate colțurile țării. Cea mai disputată probă, ștafeta combinată pe un traseu de 32 km, acoperit în 8 schimburi pe categorii de vârstă. Câștigătorii întrecerii. Iarna anului 1961 a fost darnică și pentru Bobeur. Aceștia au participat în ultimul timp la numeroase concursuri. Vă prezentăm una din evoluțiile echipajului N. Pașovski de la Casa Ofițerilor Brașov pe pârtia de gheață. Recent, acest echipaj a cucerit titlul republican. În ultima zi a campionatelor republicane de schi s-a desfășurat dificila probă de coborâre. Concurenții au profitat de pârtia excelentă pentru a obține rezultate cât mai bune. Cel mai scurt timp în parcurgerea celor 3000 de metri a fost realizat de către brașoveanul Gheorghe Cristoloveanu de la Clubul Olimpia, care devine astfel campion republican pe anul 1961 la această probă. Și pentru că tot suntem la capitolul poeziei, un alt poet cu aproape 2 milenii mai tânăr decât exilatul de la Tomis, Minulescu, spunea: m-am întâlnit cu iarna la Predeal. Era îmbrăcată ca și acum un an cu aceeași albă rochie de bal. Operatorul nostru s-a întâlnit cu iarna la Poiana Brașov și iarna a venit îmbrăcată mult mai rezonabil, adică în training și cu mănuși îmblănite. Imaginile care urmează vor să arate că a procedat pe cât de prudent, pe atât de sănătos. O căzătură nu strică poezia unei duminici petrecute la Poiana Brașov. Pentru cei care eventual nu s-au săturat de zăfadă, Poiana Brașov mai oferă câteva posibilități de ultimă oră. Posibilități pe care fiecare le valorifică după cum îl duce capul. Cine n-a pus la cec pusănile, de fapt cei mai mulți cu trenul și, scuzați, pe jos, mii de turiști se ferindă la Poiana Brașov. Decorul feeric este inspirat completat de tabanele și noile amenajări. După cum vedeți, așchia nu sare departe de trunchi. Sau dacă sare, cade. Recunoscători onetei carpaților pentru diversitatea de tentații pregătite aici, schiorii își îndreaptă seara spetele deșelate de vârtii, făcând gimnastică medicală. La Poiana Brașov, în zilele de 23 și 24 februarie, s-a desfășurat a 5-a ediție a concursului internațional de schi al țării noastre. Mm-hmm.
Pe o zăpadă splendidă, concurenții și-au disputat îngârjit întâietatea. La slalom special bărbați, pe locul întâi s-a clasat austriacul Helmut Schranz. La o diferență de 3 secunde și 30, locul al doilea a fost ocupat de schiorul român Gon. Sute de motociclete, 48 de autobuze ONT și 4 garnituri speciale CFR au transportat într-o singură duminică 10.000 de călători către o țintă înmiresmată. Narcisele celebrei boiene de lângă Brașov. Câțiva strop de ploaie dau prospețime buchetelor ca și zâmbetele. Năvălitor modern, motocicliștii, urmând pilde istorice, și-au atârnat trofeele la Pe drumurile Văii Prahovei și mai ales în zilele libere, e o goană generală după umbră și răcoare. Trebuie să urci până la Poiana Brașov ca să poți vâsli pe căldurile astea. Drumeții se organizează minuțios pentru odihnă totală. Iată cum își aduce drumețul anului 1965 la adăpat caii putere. Ce nu lipsește nimănui este mai ales pofta de mâncare și dorința de a reveni duminica următoare. O companie de pinguini în mare ținută a primit cu toate onorurile colectivul de moșcerilă venit să-și aducă prețioasa lor contribuție la carnavalul pionierilor și școlarilor desfășurat în Poiana Brașov. Sezonul a impus acestei simpatice adunări o evidentă preponderență a jocurilor sportive, deși dansurile s-au bucurat de asemenea de succes. Colectivul moșilor gerilă a manifestat chiar preferințe coreografice, ceea ce a antrenat tot carnavalul într-un Madison călduros. În epoca aceasta a mecanizării, turismul este tot mai legat de autoturism. Însoțind recent și cu un interes vizibil un grup de turiști, operatorii noștri au avut surpriza să constate că, la vreme de iarnă, pomii Poienii Brașovului s-au colorat și cu afișe. Acum că ne-am odihnit într-un hotel modern, e timpul să facem puțin turism și în aer liber. Poiana Brașov s-a învelit în zăpezi generoase cărora nu le-au scăpat decât cei 1800 de metri pătrați ai patinoarului, înghețat nu atât de geruri cât de o instalație frigorifică automată. Skiliftul este deosebit de solicitat, mai ales în zilele de sărbătoare. Și pentru ca sportului să-i se adauge cultura, Poiana s-a împodobit cu opere de artă, iarna sculptând mai curând abstract. Pentru descoperirea lumii de dincolo de puterea de cuprindere a ochiului, mintea și hărnicia oamenilor și-au făcut din metal și sticlă ajutoare de nădejde, aparate electronice, microscoape, obiective foto și de proiecție. Realizările obținute de tânăra industrie de optică de la noi au devenit cunoscute în numeroase țări ale lumii, chiar și în cele cu tradiție în acest domeniu. Dar adevărații maestri în arta preciziei optice știu să-și petreacă la fel de bine și timpul liber. Pe
La sfârșit de săptămână am însoțit un grup de excursioniști de la IORE în vizită la Poiana Brașov. Cu telefericul spre aerul tare al înălțimilor. În final, întâlnire cu prima zăpadă din 1971, proiectată pentru dumneavoastră prin lentile fabricate la IORE. Splendidelor ierni ale Poienii Brașov, gospodarii steți le-au adăugat un nou punct de atracție, coliba haiducilor. Un local decorat cu gust și rafinament și care își respectă numele. Specialitățile casei, vânatul și puiul fript în sabie. În ziua vizitei noastre, printre cei prezenți se aflau și numeroși turiști străini. Dar după câteva păhărele de fetească, toată lumea vorbea aceeași limbă, perinița. Poate nicăieri altundeva, splendoarea cerului și răcoarea codrilor nu se distilează atât de subtil în zilele începutului de toamnă ca la Poiana Brașov. Stațiunea de la Coalele Postăvarului n-are sezon mort. Am filmat-o în primele zile de septembrie pentru că pronosticurile meteorologilor erau bune și pentru că ele, iată, s-au adeverit. Toamna se anunță blândă și de acest fapt profită la Poiana Brașov mii de excursioniști veniți din toată țara, ca și numeroși străini care au îndrăgit această perlă a Carpaților. Lipsesc doar ghioceii ca să socotim aceste zile coborâte direct din leagănul lunii martie. Dar la numai 175 de kilometri depărtare de București, mai precis la Poiana Brașov, iarna s-a înscris legal în statele ei de serviciu și, odată cu ea, și verbul aluneca a căpătat o altă pondere în limbajul zilnic. Se lunecă pe schiuri, pe săniuțe, se lunecă pe patine. Dacă adăugăm la aerul curat, la zăpadă și noul și modernul hotel teleferic, invitația de a vizita aceste locuri pare deprisos.